Într-o zi de primăvară, un preot mergând prin sat l-a auzit pe un copil vorbind urât cu prietenii săi de joacă. Oprindu-se, l-a întrebat: dacă cineva ar vorbi în limba engleză, ce ai crede despre el? Că este un englez, a răspuns băiețelul. Dar dacă cineva ar vorbi în limba spaniolă? Ar fi un spaniol, desigur. Nu crezi că este la fel și cu cel care vorbește limba lui Dumnezeu? Un creștin spune doar lucruri frumoase și folositoare. De la omul rău, dimpotrivă, nu auzi decât vorbe urâte și minciuni. Cum este sufletul omului, așa sunt și vorbele sale. Fii atent ce spui, fiindcă mai devreme sau mai târziu, vei ajunge între cei a căror limbă o vorbești. Poți ajunge între păcătoși și diavol sau între îngeri și sfinți.